Din nou în direct, suntem în perioada în care marcăm, iată, 33 de ani de la Revoluția din decembrie 89. Vă spuneam aseară că 22 decembrie, momentul fugii lui Ceaușescu, e probabil ultima zi a Revoluției autentice, pentru că pe urmă, din 23 încolo, s-a suprapus peste toată această Revoluție și o mare acțiune instrumentată de factori diversi, pe care n-am reușit să o elucidăm, iată, nici astăzi. Invitat la această oră, Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie 1989. Bună seara! Bună seara, mulțumesc! Astăzi, comunicat al Ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, care spune, îmi exprim speranța și dorința ca în 2023 să aducă și mult așteptatele răspunsuri judiciare în dosarele Revoluției. Mie, iertați-mă, îmi sună un pic a umor involuntar chestia asta, și ironic și cinic și cum vreți să o luăm, pentru că de 33 de ani noi n-am reușit să producem nimic și acum domnul Predoiu își exprimă speranța că 2023 ar putea fi acel an. Câte lucruri ar trebui să punem în mișcare ca să se întâmple? Sistemul judiciar din România timp de 33 de ani n-aș putea să spun că a produs mare lucru. Conform deciziilor Curții Europene și ceea ce au reținut judecătorii de acolo, în perioada 2005-2007 și respectiv anterior, 1998-99, deci 4 ani atât de reține Curtea Europeană că s-a lucrat în aceste dosare. Deci ca atare, 29 de ani, efectiv nu s-a lucrat în ele sau s-a lucrat, da, într-un mod complet defectuos, ceea ce a dus la restituirea dosarelor, așa cum știm în ultimii 3 ani, am fost aici la dumneavoastră de nenumărate ori. Domnul ministru, sigur, nu poate interveni direct în actul de justiție, că n-are cum, evident. E ministru, nu e judecător și nici procuror. Dar ce poate să facă ministerul ca să grăbească lucrurile? Că doar să vii așa ca politician și să zicem, exprim speranța și dorința? Ce pot eu să vă spun în acest moment legat de acest comunicat este următoarea chestiune. Mă surprinde faptul că vine și spune ceva precis. Adică, domnule, cred sau sper, cum spune acolo un comunicat, că 2023 va aduce ceva. Sigur că, în primul și în primul rând, 2023 va aduce schimbări la secția parchetelor militare, sunt convins, și la, chiar la nivelul procurorului general, pentru că cei doi, cel puțin, doamna Scutea și domnul Ranco Pițu Cătălin, șeful secției parchetelor militare, au atâtea rateuri încât eu nu cred că cineva poate să mai, sau ei ar mai putea spera la vreo funcție anul care vine. Precizia cu care vine, mie, repet, în general politicienii spun, doamne, sperăm că în viitor sau... O spun în fiecare an. Da, dar de data asta a spus un an. Asta înseamnă că are ceva de gând. Și nu ar fi foarte rău pentru că domnia sa în perioada 2009-2010-2011, când a fost ministrul justiției, în acea perioadă este adevărat cu multe, aș putea spune, sute de zile de greva foamei, dar totuși am reușit să urnim desecretizarea unor dosare, și mă refer la cele jurnal de luptă în special, mă refer la o parte a documentelor care au ajuns în dosar de la SRI, de la STS și de la alte instituții. Dar cu plecăderea de la Ministerul Apărării Naționale, 108 volume jurnal de luptă ale unităților cu acțiunile care le-au întreprins până în 22 și după 22. Și ca atare, aș crede că nu este împotrivă. Este un om tânăr. Eu am avut, recunosc, câteva întâlniri cu domnia sa. Nu punem speranță mare, dar trebuie dat un pic de încredere. Repet, având în vedere numirile ce urmează să se facă după probabil ianuarie-februarie. Bun, apropo de desecretizări, noi ieri am dat această informație și am discutat-o că Serviciul Român de Informații, SRI, a desecretizat și a anunțat cu mare pompă chestia asta, dosarele care îi privesc pe lucrătorii securității de atunci, Departamentul Securității Statului, implicarea lor în Revoluție. Și ele pot fi găsite chiar de orice persoană în acest moment, cu niște clicuri, plecând de pe site-ul SRI, te poți duce la aceste file scanate, cu precizarea că multe dintre ele sunt ceea ce numim noi editate, redactate. Apar acolo niște, sunt ocultate niște nume, niște date, dar mă rog. Ne ajută la ceva, domnule Mărieș, chestia asta? În afară de faptul că SRI-ul vrea să nu pară în niciun fel că mai e legat de fosta securitate? Deja vorbim de patru instituții. Primul ministru a dat comunicat. Președintele României are o frază destul de apăsată în comunicatul pe care l-a dat tot în 22 decembrie. Vorbim de Ministerul Justiției, care vine și dă și anul. Adică aici deja o chestie mai precisă.
Și avem seriul care iese și el și desecretizează. Sigur, în prima fază, așa, la prima impresie a publicului, nu a noastră, care știm cât de cât niște lucruri, pare să fie un gest lăudabil. Acum, de ce au stradele secretizate 33 de ani? Nu știu. Pe cealaltă parte, vorbim de niște documente dintr-un... care se spune, cel puțin atât cât am cuprins până astăzi ca informație, că ar fi fost în una din comisiile de anchetă, da, a Revoluției din perioada 92-93. Au fost documentele astea comunicate în 1991, înțelegem, acelei comisii parlamentare care cerceta Revoluția. O comisie foarte controversată, noi am mai spus. Trei comisii controversate, exact, pentru că au fost Sărbulescu, Nicolaescu, după aia Gabrielescu, exact, și respectiv Sergiu Nicolaescu, care, da, era unul dintre autorii diversiunii după 22 decembrie. Bun. Deci ei ne dau ce le-au dat parlamentarilor în 91. Doar că acum nu mai e doar pentru uzul parlamentarilor. Dacă le-ai dat, toată deci le-ai meluat? Alea trebuia să rămână la raportul comisiei care l-a făcut în arhiva Senatului. Poate nu erau știm... secrete. Ce secrete? Acei parlamentari aveau, cum să spun, le-au studiat în secret, fără ca toată lumea să aibă acces la ele. Nu, asta înțelegem. Atunci, în anii 90. Da, mă rog, putem, da, să admitem că și au fost date. Și acum SRI-ul zice, domnule, în mărinimia noastră le desecretizăm. Ce au văzut oamenii atunci, o să vedeți cu toții acum. Altceva trebuie să ne spună domnul Hildic. Repet, nu e neg bună credință, dar ceea ce trebuie să ne spună cu adevărat este cât din documentele securității din perioada 45-89, dar cu precădere legată de Revoluție, au fost ridicate de armată în momentul în care, momentul 22 decembrie, când armata subordonează Ministerul de Interne, Departamentul Securității Statului, și, din informațiile mele, armata confiscă, ridică unele documente care sunt și astăzi pe la Pitești și, dacă vorbim, putem vorbi și de Bran și de altele. Asta nu sunt lucruri care nu se știu. Să știți, sunt ofițeri care vorbesc și au vorbit de-a lungul timpului. Pe de o parte. Pe cealaltă parte... a făcut curat complet, a desecretizat tot și pe de cealaltă parte, procurorul militar și-a făcut mandat aseară, că l-am văzut pe postul de televiziune națională aseară, absolut penibil și, din punctul meu de vedere, absolut deprofesionalizat acest om, care a trimis din nou dosarul, a copiat 85% din vechiul rechizitoriu despre care am vorbit aici la dumneavoastră și înainte să fie trimis, da, ce am spus că va fi returnat și așa mai departe, a făcut mandat ca să meargă să le ridice neanonimizate. Deci fără să fie șterse numele, sau mă rog, dat cu markerul acolo. Pentru că așa nu ne ajută. Anonimizarea nu ne ajută pe noi. Este vorba de... cine vrea să le vadă? Vrea să le vadă parchetul, da, ca să poată să le utilizeze ca și probe? Vrea să le vadă presa? Da? Vor să le vadă cercetătorii. Acei oameni... poate că, eu știu, într-un loc, dacă vorbim de Iași, 14 decembrie, sau vorbim de începutul la Timișoara, cu Tiocheș sau alte cazuri, pot să-și dea seama că acolo a fost X lucrător al securității și a reprimat. Sau... Dar în rest, opinia publică nu poate să afle nimic. Ca atare, el trebuie să meargă procurorul militar să le ridice, de îndată să-i cheme, și eu sunt absolut convins că o mare parte din acești lucrători au fost audiați de generalul Dan Voinea în perioada 2005-2007, să le conexeze la dosar prin audiere, adică procedural, după care, sigur, atunci când ar fi dosarul trimis în instanță, vom afla cu toții, părțile au dreptul inclusiv în perioada cercetării, dar vor afla cu toții ce s-a întâmplat. Și abia atunci vorbim de desecretizare autentică. Deocamdată... ne întoarcem la 23 decembrie. Împărtășiți ideea asta că după 22 ce s-a întâmplat a fost o combinație de... revoluție a oamenilor cu o diversiune făcută de anumite cercuri, multe dintre ele provenite, evident, în Partidul Comunist și așa mai departe, că ne interesează în ce moment ne aflăm. Iată. Nu compărtășesc. Am susținut-o când nimeni nu o susținea. Mi se spunea că aberez, mi se spunea că ce lovitură, domnule. Ce diversiune mai măriești? Ce se întâmpla pe 23 decembrie 89? Începând cu seara de 22 decembrie și vorbesc de orele aproximativ 18:30, cam la o oră și ceva după ce Iliescu iese în balcon, împreună cu camarila și se adresează mulțimii din sala Palatului, Palatului, piața Comitetului Central de atunci, cu stimați tovarăși, lumea scandează, nu suntem fără tovarăși, fără comuniști. Nu suntem tovarăși, fără comuniști. Atunci, disperat,
Sigur, dau drumul la acea diversiune mizerabilă din care rezultă peste 1000 de morți și vreo 4000 de răniți. Nu mai vorbim de alte persoane arestate și Începe să se tragă, arestările se fac inclusiv pe ofițerii de și o parte din ofițerii de armată, dar cu precădere pe ofițerii de la Direcția 5-a, care sunt duși în Pantelimon. Deci, vedeți, eu n-am partii priori. E una până în 22, alta după 22. Deci, ca atare, noi vrem, Asociația 21 decembrie, vine adevărul, punct. Nu contează că e de vină ăla sau că e de vină ăla. Nu venim să punem noi condiții. Adevărul se rezultă din probe. Ei, această diversiune a dus la instalarea structurii pro-Moscova, da? În frunte cu Ion Iliescu, cu Bazilu, cu Nicolae Militaru, cu Vasile Ionel și putem continua. Deci sunt beneficiarii numărul unu a acestei diversiuni. Ei și-au spus emanația Revoluției, pentru că ei nu puteau fi legitimați. Ei erau absolut comuniști toți. Da. Unii marginalizați, alții eșaloane inferioare. În sfârșit, satisfacția pe care o am personal și pe care o are Asociația 21 decembrie este că în urma proceselor de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea reține că până în 22 decembrie, la ordinul Comandantului Suprem Nicolae Ceaușescu, armata, miliția, securitatea și gărzile patriotice au tras în manifestanții pașnici neînarmați. După 22 decembrie, gruparea condusă de Ion Iliescu, respectiv Consiliul Frontului Salvării Naționale, care a subordonat Consiliul Militar Superior, armata a subordonat la rândul ei în acest Consiliu Militar Superior miliția, gărzile patriotice și securitatea, sunt responsabile pentru crimele care le-au săvârșit. Pe întreaga perioadă, decembrie 89, iunie 90, 18 iunie 90, în România, în lupta de desprindere dinspre un regim totalitar, și aici nimeni nu poate să mă combată, spre un regim democratic, autoritățile statului, securitatea, miliția, armata, respectiv armata, SRI-ul, noua poliție, trupele de securitate până în 22 decembrie, jandarmii după 22 decembrie, da? Mă rog, după ce s-au înființat, seriul din martie, au acționat împotriva demonstranților și au săvârșit crime împotriva umanității imprescriptibile. Acest rezultat este adus doar datorită luptei Asociației 21 decembrie. Dacă noi, o mână de oameni, azi puțin peste 60, anii trecuți ceva mai mult, am reușit să ținem în viață aceste dosare, am reușit să dăm speranțe poporului român că nu se prescriu și că într-o zi tot trebuie să scriem o carte de istorie pentru la toamnă, pentru copiii de clasele finale sau ultimul an la liceu de istorie. Ce le spuneam? Spuneți-mi și mie că Iliescu este un veritabil revoluționar când în realitate el era de fapt un criminal. Ne întoarcem la ce am văzut și la, uite, imagini de arhivă de atunci, Biblioteca Centrală Universitară arzând. Ce ne spune episodul ăsta? Ce s-a întâmplat acolo? E o curiozitate personală? E o parte din ceea ce s-a întâmplat. Este adevărat, absolut adevărat. Acele zile, mă gândeam că aveți și o curiozitate, pentru că, într-adevăr, a fost impresionant. Am multe perioadă. Curiozități legate, ca mare parte dintre români, legate de ce s-a întâmplat atunci. Nu, lasă-mă refer, nu-i tendențioasă. Ce ne frustrează e că nu ne răspunde nimeni de ani de zile. Pot să permit să fac un comentariu legat de acest episod? Așa cum rezultă din dosarul Revoluției. La bibliotecă s-a dat foc, s-a tras în bibliotecă, în tot perimetrul pieții Comitetului Central, piața aparatului, răspundea de tancuri și de tot ce era acolo, gură de foc, ca să spun așa, generalul Mureșan, maiorul Mureșan de la acel timp. Cine este acest individ? Maiorul Mureșan de la acel timp a tras în bibliotecă, a luat foc, erau acolo câteva femei de serviciu, și, mă rog, probabil chiar și funcționare, care au pus mâna și au încercat să stingă, pentru că e vorba aici, în Biblioteca Națională de Valori, care n-au valoare, nu pot să le evaluez. Inestimabilă valoarea, nu? Pe de o parte, s-a furat din bibliotecă, iar pe de altă parte există, o să vă dau un exemplu doar dintr-o declarație, în care ofițeri intră înăuntru, salvează tablouri, vin cu ele la maiorul Mureșan și le spune: domnul maior, am salvat tablourile. Astea sunt pradă de război, ale și bagă. Directorul acestei instituții vine în piață și spune: domnul Mureșan, nu mai trageți, domne, că sunt doar cu câteva femei și nu mai pritidesc să sting focul. Și ajunge acest individ, șeful armatei pe cultură, care era, 4 stele. Care era scopul de fapt? Scopul era să pară diversiune. Să pară că în diverse puncte fierbinte ale orașului cealaltă jumătate în furtul. Pentru că sunt lucruri care, sigur, trebuie probate. Sunt politicieni astăzi care au cărți furate de acolo, din bibliotecă,
Și probabil că ancheta într-o zi s-ar putea să oprească. O să ajungă, să zicem, da. Da. Deci asta era, scopul era să se vadă că în București se trage teroriști care trag puncte, fierbinți, foc. Imaginați-vă cealaltă parte a corpului de clădire, și nu numai corpul de clădire, aproape tot Palatul Regal, unde era muzeu, da, unde au intrat și au împușcat în frunte tablourile. Acele tablouri ne-au fost scoase afară. Bun. Pentru a... Toată chestia asta era ca să se arate că există unii care trag, nu? Asta e ideea, da. Și după aia să vină din televiziunea palat, să filmeze că s-a tras acolo. Din direcția 5-a, pentru că neșansa acestei instituții, Biblioteca Națională, era că în, lângă ea fusese direcția 5-a până cu o zi, da, înainte. Și atunci lumea confunda direcția 5-a cu biblioteca, nu mai știai care ce. Ei știau bine ce fac. Bun. 23 decembrie e o zi cheie. Ce se întâmplă în dosarul ăsta în, legat de, de ce s-a întâmplat atunci? Nu? Că după aia au venit celelalte momente, Ceaușescu a fost acest prins. Dosar, acest dosar, dacă putem spune, dosarul Revoluției e un dosar care cuprinde perioada 16 decembrie, 30 decembrie. Ranco Pițu Cătălin, acest băiat de la Timișoara care a venit adus de nașul lui Coșdeanu la timpul respectiv, șeful secției pachetului generalul Coșdeanu, a preluat dosarul și l-a zăpăcit. În primul rând, a blocat, adică în sensul de a clasat, perioada 16-22 decembrie. L-am văzut aseară pe TVR1 și spunea, foarte mândru de el, că nu se poate judeca și nu se poate face acest dosar pentru că avem autoritate de lucru judecat dosarul lui Ceaușescu. Băi, băiatule, în dosarul lui Ceaușescu nu există nicio victimă care să fie acolo, să spună, domnule, uite, a tras, am fost împușcat. Am dosar, bun. Și ce legătură are? Că are dosarul lui Ceaușescu. Ce nu spune clar? Stabilirea vinovaților, identificarea, stabilirea vinovaților și tragerea la răspundere, dreptate pentru fiecare victimă și despăgubiri morale și materiale pentru ele. Ce spune că dosarul închis? Acest dosar l-a închis, l-am redeschis la cererea Asociației 21, după care domnul Bogdan Ligu, procuror general interimar în acel moment, l-a redeschis, a mers la Curtea Supremă și l-am a confirmat de redeschidere. Este de 3 ani, unde să spun că îl ține? Îl ține și nu lucrează nimic în el. Acum vă răspunde dosarul privind biblioteca. Voluminos. Și biblioteca și muzeul, un dosar voluminos. Pentru că ce se întâmplă? Se aduc muncitori de la Galați. Sunt preluați din gară. Oamenii de bună credință au venit să apere, da, cucerirea Revoluției. Da? Da. Li se dau arme, mă rog, sticle, incendiare. În față se dă cu sticle, în spate se fură. Pe toată lungimea căii Victoriei, la toate muzeele. Deci dosarul este fabulos. Și ca atare, acest dosar care este, nu este clasat, face parte din dosarul Revoluției, ce face el? El a fost instrumentat de un alt coleg de-al lui, care a plecat la pensie. L-a luat și l-a pus dosar care trebuia să fie azi, trebuia să fie în lucru sau să-l fi trimis deja în instanță de 4 ani de zile de când îl are, l-a luat și l-a trimis în batjocură la Curtea Supremă. Și dacă îl întreabă cineva, domnule, dar de ce nu lucrezi, domnule, în bibliotecă sau în muzeu? Păi nu poți să lucrezi, domnule, că e la... Deci fabulos ce a făcut acest individ este fără margini. Fără margini ca și profesionalism. Speranțele pentru 2023 care sunt, domnule Mărie? Și să vă întreb altfel, cum a fost anul ăsta și ce perspective sunt pentru 2023? Ca să închidem cumva cercul, apropo de ce spunea ministrul Predoiu, că are speranța asta, că 2023 ar aduce niște evoluții. Deci, 2022 pentru Asociația 21 decembrie, dintr-un anumit punct de vedere, și mă refer strict la dosar, și nu mă refer doar la acest dosar, mă refer și la dosarul 13-15 iunie, un an dezastros. Cu foarte multă muncă, a fost nevoie de 5 săptămâni ca să lucreze avocații asociației și alți specialiști, trebuie să recunosc aici și să le mulțumesc din suflet, pentru ca să putem să descoasem toată această țesătură nebună pe care a făcut-o în rechizitoriu și pe care îl are astăzi camera preliminară pentru 26-27 ianuarie, primul termen de judecat. Oricine ar fi vrut să facă această lucrare, nu putea pentru că nu are dosar. Noi avem șansa că avem acest dosar și atunci asigur că putem să identificăm. Cu muncă, multă muncă. Dezamăgire totală pentru avansarea lui acum la sfârșit de an. Deci 2 ani de zile n-a fost avansat, acum a fost și avansat. Din punct de vedere al condițiilor pe care le-am avut și în acest an, ca și în ultimii 7 ani, o asociație fără sediu, suntem singura asociație, cred că, din România care nu are sediu, da? Deși există lege, am depus anul acesta foarte multe solicitări în toate direcțiile.
știți? Măcar dacă mi se răspundea, nu primiți. Și atunci mergeam în instanță și ne judecam. Nu. Domnul Mărieș, până la Rusale, până la Sfântă Mărie, până la octombrie, până la decembrie, și aseară ura cineva, domnul Mărieș, să avem speranțe pentru anul. Și acum trecem la anul. Așa. Sunt foarte pornit și eu și colegii ne-am întâlnit pe data de 21 decembrie, ne-am întâlnit pe 20 și am însoțit pe cei de la Timișoara la Popești de Ordeni, acea crimă nenorocită unde au aruncat cenușa oamenilor după ce au fost arși 19 spre 20 la crematoriu, aruncați la Popești de Ordeni în canal. Și decizia pe care o am luat-o deja este că vom începe în forță. Dar în forță. Prima chestiune care o vom face imediat după sărbători este următoarea. O solicitare către domnul președinte Klaus Iohannis, a cărui frază mi-a plăcut din comunicat, a cărui frază din comunicatul de azi a domnului Predoi îmi place, a cărui idee de a se desecretiza a domnului Helvic îmi place, să mediatizeze, să medieze între noi și secția parchetelor militare până nu o să fie schimbat acest individ și să înțeleagă cu adevărat ce se întâmplă cu aceste dosare, pentru că eu refuz să cred că domnul președinte nu-și dorește să se afle adevărul în dosarul Sibiu. Și vorbim aici. Dosarul Sibiu, clasat acum 10 ani, este la Curtea Supremă. I s-a spus de către instanță, retrage dosarul pentru că este clasat, n-are ce căuta în dosarul viu. Da. Știți că a încălcat hotărârea judecătorului de cameră preliminară și prima, și a doua, și l-a trimis din nou acolo? Este absolut demențial ce a făcut acest om încă o dată. Nu mai vreau să vorbesc de el și nici nu mai vreau să aud, sper, din februarie de el în viața mea. Mai avem 30 secunde. Da. Deci o mediere o vom dori și o vom cere. Dacă nu se va promite sau dacă nu se va realiza, avem metodele noastre de luptă și știți prea bine că atunci când suntem porniți, nu prea ne oprește nimeni. Aș vrea să mulțumesc tuturor colaboratorilor din acest an, indiferent că sunt avocații asociației, că sunt colegii mei, că sunt prieteni, că sunt oameni de suflet, chiar și din instituțiile statului și trebuie să recunosc această chestiune, chiar dacă o fac cu teamă. Să le doresc la mulți ani la toți, sărbători frumoase, postului de televiziune B1 în special și nu este decât absolut din inimă. Mulțumim. Și sincer, pentru că m-ați ajutat enorm. Mulțumim. Și, nu în ultimul rând, să le doresc și ucrainienilor un Crăciun măcar liniștit, pentru că au nevoie. Mulțumim, Teodor Mărieș, Asociația 21 Decembrie. Mulțumim pentru atenție, ne revedem curând. Sărbători fericite tuturor!